Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să discutăm cum să creiem un canal în tranzacționare atunci când vedem un trend descrescător și vom deschide o tranzacție. Am să vă demonstrez cum se creează acel canal de tranzacționare și hai să creiem acest canal îmi cer scuze, eu analiza grafică o fac pe Pocket Option, însă nu prea desenez la astfel de canale și îmi este cam greu în sensul că e cam greu de folosit acest canal care este pe broker, însă pentru începători, adică te acomodezi cu timpul vedem acest canal și vedem cum prețul reacționează de la aceste suport care eu l-am pus. Și am să fac aici un suport minim. Vă arăt aici avem suportul minim. Și aștept prețul deja ajunge la acel suport. O să eu am să mai aștept puțin, cred că De ce tranzacționez astăzi pe OTC? Fiindcă sunt noutăți la Statele Unite ale Americii și de aia pe broker doar OTC-ul, însă nu e nicio problemă, fiindcă analiza grafică și suportul tehnic funcționează și de aceea am să tranzacționez astăzi puțin. După cum știți, eu când creez un suport maxim sau minim, o fac din două linii. Am dat explicații și în alte videouri din ce motiv. Și acum așteptăm. Vedem că prețul a ajuns la acest suport la care eu l-am desenat. Și am deschis aici o tranzacție pe 3 minute și vom aștepta să vedem dacă va reacționa prețul de la acel suport sau nu. Dragi prieteni, dacă facem analiza corectă, ca de exemplu cum eu acum am făcut suportul acest canal, am desenat, după cum vedeți, și mai jos am mai văzut un suport maxim, minim, pardon, acest suport minim. De exemplu, eu în caz că va fi străpuns sau tranzacția mea va fi în minus, eu lăs această valută. Că probabil am luat timpul de expirare prea mult sau prea puțin, dar eu tranzacționez doar cu 3 minute ca să înțelegeți corect. Și de aceea, dacă este minus, trec pe următoarea, fac la fel analiza corectă, deschid alta tranzacție și îmi recuperez înapoi banii pierduți. După cum vedeți, ne mai rămâne o minută și ceva. Vedem că prețul deja reacționează de la acel suport. Îmi este foarte greu să creez, cum am creat acum acest canal pe broker, fiindcă eu deja îl văd cu ochiul liber, adică fără să mai desenez. Și îmi este cam incomod să vă zic, de aceea mi este mai ușor pe uh, MetaTrader să vă dau explicații. Dar vouă, dacă vă place ca eu să fac direct pe broker, îmi scriți un comentariu sub acest video. Și am să vedem câte persoane îmi vor scrie, poate am să fac doar pe brokerul nostru, Pocket Option. De multe ori sunt persoane care avem în echipa noastră care tranzacționează și pe alți broker și de aceea pe MetaTrader dacă fac, adică nu este o discriminare. Nu vreau pe nimeni să obișnuiesc sau să supăr. Analiza, dacă o faci corect, nu importă că e pe broker, că e pe MetaTrader, v-am spus suportul tehnic mereu și analiza grafică este cea mai bună strategie, numai că este puțin cam greu de învățat. Însă, cu experiența de zi cu zi, credeți-mă că înviți și suportul tehnic, analiza grafică și totul. Însă cu încetul avem nevoie de timp. La toți le spun nevoie de timp și cu încet cu încetul. Nu vă grăbiți să câștigați la început sute și nu știu milioane. Toți doriți la început foarte mult. Dar uite-vă să câștigați 10-20 de dolari pe zi și credeți-mă că de la început este foarte super. După cum vedeți, prețul nostru este în plus. Vedem că prețul a reacționat de la acest suport la care noi l-am creat. Vă mulțumesc pentru atenție, un like, un share și un comentariu. Pe curând, pa!